Salut, prieteni! Astăzi am să vă fac o prezentare a mediului Desktop XFCE, versiunea 4.12, care a fost lansată pe 28 februarie. Această nouă versiune este bazată în continuare în cea mai mare parte pe GTK 2, cu suport parțial pentru GTK 3. Iar aici, pe site-ul oficial, avem un mic tour al celor mai importante caracteristici. Haideți să le vedem și noi. Window Manager XFWM4 i-a fost adăugat acum două opțiuni de afișare, o afișare de tip listă și o afișare de tip thumbnail a ferestrelor deschise. Pentru aplicațiile GTK 3 acum acestea folosesc decorațiile lor native. A fost îmbunătățit de asemenea și tiling-ul ferestrelor. Panoul XFCE i-a fost adăugat opțiunea de a se ascunde în mod inteligent atunci când o fereastră o acoperă. Și de asemenea, panoul XFCE are acum suport pentru plugin-urile GTK 3. Pentru Desktop Manager a fost îmbunătățit suportul pentru monitoare multiple. Acum ne sunt afișate mai multe opțiuni pentru setarea acestora. Pe partea de appearance, la temele GTK, ne este afișat acum un preview al fiecăruia cu paletele de culoare folosite. Și de asemenea, pentru temele iconiților, avem de asemenea un preview al fiecăruia. Pe partea de power management a fost îmbunătățit pluginul pentru panou. Dacă aveți un laptop, puteți modifica luminozitatea ecranului direct din acest plugin. Și de asemenea, dacă aveți conectate tastaturi sau mouse prin Bluetooth sau wireless, acest plugin vă va afișa nivelul bateriei acestor dispozitive. Și de asemenea, setările pentru Power Management au fost reconfigurate și include acum și setările pentru Light Locker. Managerul de fișiere, Tunar, i-a fost adăugat opțiunea de a avea taburi. Și acum, în proprietățile folderilor, ne este afișată cât spațiu ocupă și spațiu liber disponibil. Și de asemenea, putem vizualiza proprietățile mai multor fișiere selectate. Pe partea de goodies, XFCE Whisker Menu este acum integrat în noua versiune. De asemenea, a fost îmbunătățit și aspectul Task Manager, aspectul cât și funcționalitatea acestui Task Manager. Parol, playerul media default, a fost rescris în GTK 3 și are de asemenea mai multe îmbunătățiri. La fel și editorul de text Mousepad a fost rescris în GTK 3. Toate modificările acestei noi versiuni și îmbunătățirile le puteți citi în changelog. Echipa de dezvoltare a Xubuntu nu a updatat deocamdată acest PPA la noua versiune, însă este de așteptat să o facă în curând. Echipa de dezvoltare are, pe lângă acest PPA, mai are un PPA pentru dezvoltatori, iar aici au fost deja updatate pachetele 4.12, însă nu este recomandat să folosiți acest PPA. Desigur, când va fi disponibilă această nouă versiune pentru Xubuntu sau Linux Mint XFCE, eu am să vă arăt cum să faceți upgrade-ul și
Voi face un review mai detaliat al acestei noi versiuni a midului desktop XFCE. Cam atât deocamdată, eu am să pun în descrierea videoului mai multe linkuri unde puteți citi despre noile caracteristici ale XFCE 4.12. Cam atât deocamdată, vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare.